Dragii mei, bine v-am regăsit la Leac Bun, la Ghidul Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea Dumneavoastră. Suntem cu toții de acord că sucurile naturale sunt, până la urmă, cel mai bun medicament pentru o grămadă de afecțiuni și, cu siguranță, pentru prevenție. Pentru a discuta despre cum găsim în rafturile magazinului un suc bun, cum facem diferența între diversele etichete și să nu ne lăsăm păcăliți de acestea, discutăm cu doamna Anca Otoguzu de la o companie de sucuri. Ana are, și mă rog, punem pe linia punctată ce Ana are de toate. Bine, sărut v-am mâna, bine ați venit. Bine v-am găsit. Haideți să intrăm întâi un pic în zona asta de subiect pe care v-am propus-o până la urmă. Cum citim eticheta unui suc care se pretinde natural? Este foarte important ca cumpărătorul să citească eticheta în momentul în care achiziționează un produs. Toate informațiile necesare achiziționării unui produs sănătos se regăsesc aici. Dar, de cele mai multe ori, anumite informații sunt scrise cu litere mărunte. Deci faptul că găsim mare scris suc natural, este... de ce o fi el, nu e suficient. Nu, adică... este suficient. Ar trebui să vedem. Ce trebuie să ne uităm? Să ne uităm la respectiv la cutii, pe verso cutii, pe ambalaj. Producătorul este obligat să scrie toate ingredientele, metoda de prelucrare, valabilitatea și alte date necesare. Hai să începem cu metoda de prelucrare. Care e skepsisul aici? Metoda de prelucrare este diferită în funcție de trei tipuri de sucuri, de băuturi răcoritoare. Vorbim de băuturile necarbonatate, care sunt în trei categorii. Sunt băuturile de tip still drinks, care conțin până la 25% suc de fructe, reust, adaos de apă și tot felul de coloranți, arome, vitamina C, conservanți, zahăr sau îndulcitori artificiali. Deci asta nu vorbim de un leac. Nu vorbim de un leac. Categoria a doua, cea a nectarurilor, poate să conțină între 25% și 60% suc de fructe, adaos de apă și alți aditivi. Dar în această categorie a nectarurilor poate să existe și un suc sănătos. Adică dacă sucul respectiv are minim 50% suc de fructe, adaos de apă, fără zahăr, fără conservanți și îndulcit tot cu suc concentrat de măr sau de struguri, de exemplu, este un suc sănătos. Și categoria 3, categoria care cu siguranță este și cea mai bună. Este categoria pe care noi o intitulăm și generic este intitulată juice sau 100% natural sau 100% suc de fructe. Dar și în această categorie trebuie să fim atenți. La etichetă. Aici ar trebui să scrie obligatoriu 100% fruct, nu? 100% fruct, dar există două metode de producere a acestor tipuri de băutură coritoare tip juice. Prima metodă și cea pe care o folosim și noi este prin presarea directă a fructelor. Prin presarea directă a fructelor se păstrează calitățile inițiale. Hai să traducem, adică luați fructele, pur și simplu le zdrobiți și se sucul respectiv și se sucul. Strânge, dar după se pasteurizează. Da, se pasteurizează ușor, nu foarte mult, cât să se păstreze mare parte din proprietățile. De ce e nevoie de pasteurizare? Este metoda de conservare cu valabilitate altfel, de până la un an. Să dăm în altceva, nu? Și nu se poate, da. Și astfel sucul este doar din fruct, este foarte ușor pasteurizat, fără adaos de apă, fără zahăr, fără îndulcitori artificiali, fără conservanți. Este foarte important. Și cealaltă metodă de metodă, tot tip juice care vrem să spunem că este sănătos, este din suc concentrat, transformat în 100% suc de fructe prin reconstituirea. Se face prin reconstituirea... Adică se adaugă apă sau ce? Se adaugă apă exact cât s-a scos. Ca să se obțină sucul concentrat, trebuie să se evaporă anumită cantitate din apă. Pe care o punem la loc. Din punctul nostru de vedere, gradul de prelucrare al sucului concentrat în cadrul acestui tip de juice degradează o parte deci, din calitățile. La urmă, dacă vrem să consumăm un suc care să nu avem absolut niciun dubiu că este un suc care lucrează în favoarea sănătății noastre, ar trebui să mergem pe un suc tip juice, cum îi spuneți dumneavoastră. Juice, dar presat. 100% fruct presat la rece. Deci asta ar fi în vârful... El este presat și este ușor pasteurizat. Este singura modalitate prin care putem păstra și putem conserva acest suc. Și putem acest ține inclusiv la temperatura camerei fără a pierde nimic se din proprietățile... Se ține la temperatura camerei. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care le-ați dat. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept în continuare aici, la Leac Bun, la Ghidul Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea Dumneavoastră.